m-am gândit să fac un clip care să vă arate că nu este chiar atât de ușor să imobilizezi un om fără să fii nevoit să îl lovești. Da? Deci în momentul în care nu ai cunoștințe, să zicem, minime de autoapărare, ce înseamnă să știi să imobilizezi pe cineva, să faci o tehnică articulară, să faci, nu știu, o secerare, să faci o practic o imobilizare cu tot ce înseamnă acest lucru, s-ar putea să ajungeți într-o situație în care comentariile unora de pe canapea să nu facă doi bani cu realitatea. Și atunci, mai mult clipul acesta este dedicat lor, acelor care știau ei mai bine cum ar fi făcut polițiștii dacă erau în locul lor. Ei cu siguranță ar fi făcut mult mai bine decât erau, dacă erau în locul polițiștilor și cu siguranță ei rezolvau problema, polițiștii sunt nepregătiți, sunt vai mama lor, sunt ce să mai... sunt impostori. Bun, o să vă demonstrez că nu este chiar așa. Chiar deloc. Este foarte greu să imobilizezi un om fără să-l lovești. Deși legea, atenție, legea spune clar că noi putem să folosim procedee de autoapărare care pot consta în lovituri cu pumnul, cu piciorul, cu cotul, cu genunchiul, da? Tehnici articulare și nu numai, da? Care pot fi aplicate în zone care să nu pună în pericol grav viața sau integritatea corporală a persoanei împotriva cărora se aplică. După ce persoana respectivă împotriva căreia se folosesc aceste procedee încetează acțiunea agresivă sau se supun polițiștilor, aceste acțiuni încetează. Deci, despre ce vorbim? Problema e că polițiștii evită să lovească, tocmai, pentru că vor fi crucificați apoi de opinia publică care și de media preplătită, e ca și cartela a ajuns să fie în general, media nu toată, dar în general e preplătită, da? Și ca și cartele telefonice, zic eu, și unii procurori care, din păcate, din confortul birourilor lor, nu prea înțeleg cum stă treaba cu adevărat în realitate, decât până când pățesc ei ceva de genul acesta. Atunci sunt foarte duri, foarte, foarte războinici. Bun. N-am nimic cu nimeni, doar îmi spun o părere, faptul că muncesc de 22 de ani în domeniul ăsta îmi dă drept la o opinie. Bun, acum, o să vă demonstrez. Eu o să fiu persoana care nu se supune. El e Cristi, colegul meu, un coleg mai proaspăt, mai tânăr, care are câți ani de poliție? 5 luni, 6 luni. 6 luni de poliție. Ok, nu-i nicio problemă. Și bineînțeles, juniorul meu, Masis, care l-ați urmărit prin postările mele și prin clipurile mele anterioare, ați văzut că are condiție fizică destul de bună, la cei 20 de ani ai săi, plus că este campion de kickbox. Bun, acum, o să punem un simplu scenariu. Eu sunt personajul recalcitrant, voi doi sunteți polițiști. Și voi trebuie să mă... Uite cum a fost acel incident de acum câteva zile, nu știu cât exact, în care un cetățean european cu multe drepturi și foarte puține obligații, cum se consideră marea majoritate a oamenilor din țara asta, a fost prins bol la volan, a fugit din mașină, s-a refugiat într-un magazin și acolo a început paletul, a început tango-ul, da? Și ați văzut ce a ieșit. Și bineînțeles că comentariile au fost savuroase din punctul meu de vedere, bineînțeles toți... Aici se împart în două. Sunt cei care sunt sportivi, sau care fac sport, sau care fac sport de contact, sau care așa, care... Ce mă, eram în locul lor, făceam, îi drăgeam, îl puneam lui de la pământ, îl drăgeam, nu știu ce. Și sunt cei care nu au dat o palmă în viața lor, sau nu au făcut sport în viața lor, care sunt mult mai deștepți decât cei anteriori descriși de mine și... Coai de mine, mă, polițiști sunt nepregătiți, că nu știu ce, că nu știu cum. E, o să vă demonstrez că nu-i chiar așa. Și o să vedeți că e puțin mai complicat. De ce? Păi, în primul și primul rând, pune conceptul de faptul că persoana respectivă care poate să fie, unu, poate să fie băută, nu băută în halul în care să nu se țină pe picioare, suficient cât să îi crească mușchii, să se flexeze mușchii imaginari pe el și, culmea, să și pară că are acești mușchi. Bun? Acum, doi, drogați, sau cele două lucruri completate între ele, și drogat și băut. Excitația nervoasă nu mai punem la calcul, da? Nu mai contează asta. Sunt excitat nervos, clar asta. Și bineînțeles, de cele mai multe ori, nervii. Că el, îi se face o nedreptate lui, adică cum dau tu pe polițiștii să facă asta și nu știu ce. Toate chestiile astea formează un cocktail de emoții,
și chimic în același timp conferit de către creier și nu numai de creier, ci și de substanțele îngurgitate anterior și egal cu o forță destul de mare. Atenție! Nu trebuie să subestimăm, să nu subestimați niciodată pe cel din fața voastră, dar nici să nu îl supraestimați. Da? Trebuie să fim în expectativă, să ne mulăm pe atitudinea lui în momentul acela și să venim cu un, un plan de contracarare a atitudinii persoanei în cauză. Bun. Ne-am încălzit noi puțin, da? Eu mai puțin, nu contează. Atenție! Ei sunt doi polițiști. Eu sunt cetățean european cu multe drepturi și foarte puține obligații, care consider că nu este, e un abuz ceea ce fac ei și nu trebuie să mă încătușeze că eu am condus beat la volan sau cine știe ce am făcut eu, indiferent ce am făcut eu. Și bineînțeles ar fi impus cu siguranță imobilizarea mea, cât și conducerea la sediul poliției. Avem voie să dăm de gând? Deci, acum urmează să spun, foarte bine punctat Masis. Deci, atenție, o să încercăm să lucrăm ca și, să zicem, polițiștii aceia din clip. Adică, fără lovituri, da? Fără strangulări, ci doar pur și simplu niște încercări de a mă duce la fond și de a-mi duce mâinile la spate. Ok? Bun. Eu nu voi lovi, ci voi pune doar rezistență. Ok, eu sunt deci un om obișnuit, doar că sunt mai masiv. Să vedem ce o să iasă. Ce vezi, mă? Băi, pleacă-mă de aici, mă! Pleacă-mă de aici, mă! Băi, lasă-mă în pace, mă! Băi, du-te, mă, băiatele, de aici! Du-te, bă, tu n-am văzut de aici! Bă, dar ți-am zis să mă lași! Bă, dar nu se poate așa ceva! Abuz! Abuz! Poliția! Să vină, sună-mă la lucru cu noi! Aude-mă ce poate ăsta! Nu se poate, frate, așa ceva! Dă-o, mai bine, te-ai avut! E greu, oameni buni. Este foarte greu. Da? Nu e atât de simplu. Părerile lor. Cam forward. Eu nu-mi place cum traducem. Zile, cum e? Ce ai simțit tu? Deci de la început până la sfârșit. E foarte greu. Deci, în primul rând, nu știu cu ce să încep, nu știu de unde s-a pus și să... Și e solicitam, la un moment dat, simt că nu mai e nicio putere. Nu mai e nicio putere, nu? Da. Atenție! Și tu la fel. Vino cu aștept. Zi. Ce ai simțit? Exact cum am spus și colegul meu. Colegul de patrulă. Este foarte solicitant. Da. Mă răsc dacă mai voi să folosești forța sau lovituri. Nu, sau... pe forța ai folosit-o. Da. Dacă îți folosești lovituri sau să-i faci... Sau să, exact, sau să prinzi de gât. Dacă am putea să... Să nu uităm că polițiștii au voie să facă asta prin lege. Atenție! Prin lege au voie. Dar ei nu fac. Gândiți-vă că este îmbrăcat sportiv. Gândiți-vă că nu aveau echipamentul pe ei. Vestiți-i pantalonul la dungă care le dă erecții de nestăpânit unor șefi. Da? Cu cămășuța, cu pantofiorii, cu toc. Da? Toate aceste minunate
cu ghinoaiele de rigoare, da? Piese de echipament din 1806. Asta mă țin important, da. Deci acum cu siguranță cămașa era praf, ruptă. Cu siguranță pantalonii minunați la dungă, cu preț de Versace și calitate de chinezărie. Ar fi fost rupți între picioare, cu siguranță. Dotările, da? De pe centură. Dotările de pe centură, dacă nu aveau jurăse cum trebuie, erau împrășteate peste tot. Bun, acum, atenție, uitați-vă la ei, da? Sunt atletici, da? 70 de kg, cât ai? 66. Aproape 70 de kg. 75. 80 de kg aproape, 75, da? Eu 95. Asta e. Am 20 de kg în plus față de el. Dar totuși sunt 2 contra 1. Da? Bun. Deci terminați cu tâmpenile, că nu e chiar atât de ușor. Nu e chiar atât de ușor, credeți-mă. Și s-au epuizat. Și abia acum începeam eu, dacă vreau să mă distrez cu ei, mă distram eu cu ei. Azi la medală, l-am aruncat pe el într-o parte, cumva. M-am dat și eu. Da? Deci eu n-am vrut să fac nimic. Gândiți-vă că dați peste un suspect spre, nu știu, că indiferent că e contravenie, nu contează. Care știe ceva. Ați înțeles despre ce este vorba? Bun. Ne relaxăm. Studiu. Ce ești la citat dumneavoastră. În momentul în care vreți să duceți pe cineva la sol, primul lucru care îl faci, da? Ajută. Te duci la față. Da? Și bineînțeles piciorul. Deja l-ai dus jos. Ăsta e un lucru bun. Dacă nu, da? Îl prinzi, îl învârți, l-ai luat, iar l-ai dus jos. Bun. Altă metodă. Da? Eu duc mâna, el meu contractarează, da? Iar l-am dus jos. Da? Sunt foarte multe metode. Nu te duci, cum am văzut că au făcut mulți, jos aici. Pentru că el, dacă va ajunge în fiecare polițist și vrea să mă ia până de picioare, cum a încercat atunci, îi fac suplex. Ia uite-l! Da? Îl gâtui. De aici. Ia uite-l! Nu. Nu încercă. Te doare. De la asta, nu? Azi de la asta. Ah, ok. Fermoar. Deci nu este chiar atât de greu. Important este să știi ce ai de făcut. Follow me for more recipes. E greu, nu? Da, e greu. Lupta la sol e foarte grea. Să nu uităm, hai să ne aducem aminte. Pe burtă, da? Pune-te tu. Pune-te asta, asta? Mâine subtine. Deci nu vrea să ducă mâinile la... Domnul antrenor, Ferodin, o legendă vie, îl prezint, a boxului românesc. Apropo, ne aflăm în sala de box de la Năvodari, când am abilitatea domnului Gipeanu și nemijlocită a domnului Ferodin, ne-au permis să ne facem micul antrenament, deoarece aici avem tatami. Bun, continuăm. Avem persoana cu mâinile strânse sub el. Nu vrea să ne dea mâinile pentru cărtușare. Știți, era chestia aia care îi bate zeștele pe aici și ia uitați cum rezistă. Mai ales dacă miște, nu prea mai mai aici. Da, Dumnezeu ăsta. Ce face? Îl băgăm, da? Îl băgăm, îl scoatem pe aici, strânge. Ia, uite-te! Doare? Da. Doare, nu? Da. Îmi dai mâna cealaltă sau facem la fel? Da. Eu dai? Da. Atunci dă. Mersi. Asta e un tehnic foarte. Da? E un foarte. Explică-le. Ce-ai să foarte frumos. E o durere care nu ai cum să-i reziști. Da? Deci e simplu. El are mâinile la piept. Hai să arătăm să vadă mai bine. El are mâinile la piept. Eu în momentul ăsta, să treci cu respect. În momentul ăsta, hai să vadă ce se întâmplă. Hai mai. Eu bag din spate telescopicul, da? Mi-ajunge aici. Aici este pământul. Și și așa pot să fac asta. Ia uite. Da. Da? Ia uite. Da? Deci nu merge, e greu. Plus că doare ca dracu. Da? E bine, nu? Da. N-aveai nicio șansă de să dai mâna, nu? Exact. Ați observat că, așa cum vă învață în unele instituții, am încercat să-i fac deșteri pe aici, să-i fac tot felul de lucruri. Mișca capul în continuu. E mișcă capul în continuu. Nu-i mereți pe aici unde vreau să-i bat. Da? Nu-i de joacă.
Bun. Cam asta am vrut pentru astăzi să arăt. E suficient. Alte idei? Ești tânăr, polițist. Nu știu. Zici ceva care probabil că vrei să afli o metodă mai bună sau mai știu eu ce. Eu am foarte multe în cap, dar vreau să văd și voi ce vreți. Metode cât mai eficiente și de folos. Am înțeles. Ideea e că nu este chiar atât de ușor. Jos, în momentul în care lupt la sol, bateriile cad într-un minut, ai ajuns deja la 7, la 30% maxim din putere mai ai la sol. Da. Într-un minut. Într-un minut ai pierdut 70% din puterea ta. Atenție! S-ar putea ca noi când ne luptăm aici, să mai vină în ajutor alții sau altul. Iar eu care deja, în cauza luptei la sol cu el, nu mai am decât 30% putere, și vine altul sau alții, s-a terminat. Da? De aia este extrem de important să știți ce aveți de făcut. Da? Evităm, am văzut, se chinuiau de mai aproape. Îl luase răiașul de mâna cealaltă trombasă. Se chinuiau să-i ducă mâna la spate și vreau să-i facă procedee și naiba, și blaiba, și nu știu ce, și se chinuiau cu el. Și nu știu ce, vedeți? Ce greu e? Există o metodă, există o metodă, da, în care fac, da, în principiu fac asta, da, este un fel de kimura în aer, ai simțit ce umeră a fost, da? Adică, eu eram cu el așa, i-am prins mâna de aici, am băgat mâna, atenție, veniți, vină mai aproape să vadă. I-am băgat mâna, deci m-am prins de aici, eu eram cu el aici, nu o pun, în esență, dar vreau să se vadă. Okay. Da, îl țineam de aici. La un moment dat mi-am trecut cotul sus, am prins de aici, am băgat mâna cealaltă pe dedesubt, i-am prins încheietura și m-am prins încheietura mea. Și la un moment dat am făcut asta. Da? Ori pot să fac asta, ori pot să fac asta. Unde să am ajuns aici, pentru mine e ușor. Da? Deci e simplu. Nu neapărat în sus. Pot să o fac și în jos. Pot să fie mâna pe dedesubt. Da? Iau tot. Da? Încă o dată. Am prins, îl țin de încheietură, am băgat propria mână a mea pe aici, am prins, nu fac decât să, da? Și merge. Ai văzut că merge. Da. Doar. Ok. Pentru astăzi, eu zic că e suficient. Tocmai am demonstrat că nu este cum credeți voi, cei care stați pe canapele, da? Pentru că ar fi fost simplu, da? Supune-te, nu vreau, da? Bam! Bam! Da? Bam! Polițiștii au voie să facă. Avem voie! Dar nimeni nu face asta. Iar șefii care cred că, care nu au făcut în viața lor așa ceva, sau făceau de mult, în 1990 sau în începutul anului 2000, da? Să se liniștească. Că invit oricând, și pe ei, și pe șefii mai tineri, și oricine vor ei, să încerce să mă pună la pământ pe mine, sau chiar pe Cristi. Și o să vedeți că nu e chiar atât de simplu. Da? E o părere, atenție, nu iau de râdere pe nimeni. Eu vreau să fac ceva constructiv, să nu mă înțeleagă greșit, nu vreau să lezez sentimentele nimănui. Dar dacă le-am lezat, înseamnă că asta este. E problema lor, nu am. Eu am încercat doar să arăt că se poate, dar numai dacă vrem. Dacă ne antrenăm, știu, sunt probleme, că pregătirea trebuie să facă în timpul lor de program. E greu să faci chestia asta când este un singur polițist de serviciu, părăs la 3 comune. Și are de făcut și dosare, are de făcut și multe alte lucruri, da? E foarte greu, n-are cum. Are un 1-2, are intervenții, are audieri, are o grămadă de treabă. Și să vină și de la naiba cu cărți, de la comuna Potărloagele, care până la județ sunt 60 de kilometri, da? Și după aia se întoarce încă 60 de kilometri, 120 de kilometri. Nu e problemă, că are statul benzină, nu? Nu chiar. Pardon, dar e vorba de timpul pierdut, dus întors, plus cele 2 ore de pregătire. Asta înseamnă jumătate de program. Bun, acum. Din punctul meu de vedere, consider că pregătirea se face individual. În timpul nostru liber, ne rezervăm odată la 2 zile, câte o oră jumătate, 2 ore la sală. Când vine Cristi la mine la antrenamentele mele. Cum juniorul meu vine la mine la antrenamentele mele de 7 ani. Da? Și cum mulți alți prieteni, cunoștințe și colegi se încăpățânează de luni de zile sau de ani de zile de la antrenamentele mele. Și și-au eficientizat condiția fizică. Cristi este aici de față, care vine la mine de cât? De 4 luni? 5 luni. 5 luni. Te-ai schimbat în 5 luni de zile? M-am schimbat și durința mai rezultatul, să zic.
ți-ai revenit fizic, ai o altă condiție fizică, da. Se și vede. Da. Mobil, mai flexibil. Da, se deschide și mintea, pentru că deja începi să lucrezi, să vezi lucruri diferit, tactic, aș putea spune. Da. Da, deci iese pe drumul cel bun. Deci se poate, dacă vrem. Și să știți că vine în timpul liber, cum și eu fac antrenamentele în timpul liber, vine în timpul liber. Să nu mai dăm vina, că mereu am dat vina pe sistem. Dacă sistemul e idiot și e cum e, atunci ai vezi când deștepți. Că până la urmă e vorba de munca mea, e vorba de integritatea mea corporală și fizică. Nu mi se rupe mie, scuzați în franceza, de presă și de... Nu, că invit și pe ei oricând, la orice oră din zi și noapte, vină, hai să ne distrăm. Și să vedeți că nu merge. De ce ții mai greu de atât? Bun. În speranța că nu am jignit pe nimeni și dacă am făcut-o îmi cer scuze, dar nu a fost intenția de a jigni, ci doar poate cu o modalitate mai dură de a spune adevărul. Și până data viitoare, nu uitați! Antrenați-vă, antrenați-vă, antrenați-vă!